accident rutier s-a produs ieri la căderea serii într-una dintre intersecțiile cele mai dificile din municipiu, cea de la fostul abator dintre străzile Mihai Viteazu și Bulevardul 1 decembrie 1918. Șoferul, în mașina căruia se afla și un copil, nu a respectat regulile de circulație și a produs accidentul cu pricina. Datorită neacordării de prioritate din partea conducătorului auto Dacia, care circula din direcția Spital către Steaua Dunării, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului Hyundai, care circula din direcția Steaua Dunării către Spital. După ce se vor termina cercetările, ce riscă șoferul vinovat? Șoferului vinovat îi se va întocmi dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și reținerea permisului de conducere pentru neacordare de prioritate. În această intersecție, primăria municipiului Giurgiu urmează să construiască un sens giratoriu, lucrare prevăzută în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, în care administrația locală giurgiuveană este parteneră cu municipalitatea din Ruse.